Savița. Deci că-i scrumbie. Salutare și bine ați venit pe canalul Pesca și Pasiune. Iată-ne din nou la pește. De data asta vreau să fac o partidă foarte scurtă la plută, aici la Chesol. E ceață, lume multă, pește nu prea se prinde cum văd, lumea e liniștită, așteptăm să iese soarele. Am o boloneză la mine, una de, cred că două boloneze am, una de 5 și una de 6 parcă. O să cobor și eu aici, văd că e gol și o să stau vreo oră, două. Să vedem ce putem face, că mi-e un dor de pescuit la plută de numă. Toată ziua numai feeder, feeder. Deci haideți să mergem să vedem dacă prindem ceva. Mărunțiș, ceva. Ce-o fi? Când stau aici de vreo jumătate de oră, dar lumea nu prinde mai nimica. Am văzut vreo doi obleți, o babușcă. Deci, cred că așteaptă să iese soarele sau nu fi peștele pe aici. Dar vom vedea. Haideți să coborăm jos. O să leg un cârlig din acesta de 14, cu un fir de 0,10, un forfoc de vreo 15 cm. Legăm cârligul și atașăm pe, printr-o buclă, pe, că nici nu văd, după ce e ceață. Aici să scoatem la ea. Așa. Totul live, să fie bine. Să nu fie rău. Deci cam 10-15 maxim centimetri facem bucle. Tăiem cârligul. Așa, cârligul acesta, firul principal l-am de 0,12, pluta este de 1,5 gram. Avem 3 alice, unul mai mare sus, mai mic și încă o alică de contact jos la îmbinare. Așez cârligul aici. Cam grosuț cârligul acesta, dar e ok. Încă nu știu ce pește am, văd eu după aceea. Și cam asta este, asta e un cârlig suficient pentru un vierme maxim 2. O să încercăm și cu barila. Vedem acum. Am un pic de nadă rămasă de la pescuit și am mai și 2 viermișori. O să bag unul cap și unul în coadă și dați să și încercăm. Am o adâncime de 2 metri. În prima fază să vedem ce se întâmplă. După aia o să coborâm adâncimea din ce în ce mai mult. Acum așa numai de control. Am pus o plută cu o tijă mai mică ca
altfel nu prea trage, că e apa foarte rece. Ia văd că acum e la ea, nu e la ea, o încearcă. Nu vine des așa cu până așteptarea de așa. Ia să vedem ce avem aici. Nimic. Să dăm o adâncime mai mare. Atât și o să nădesc un pic. Obligatoriu, că altfel nu facem treabă. Să nădim numai cu doi bulgări. Și acum o să se facă nebunie imediat acolo. Deja obleții îți deasupra. Acum eu am adâncimea mare și de aia nu trage obleții. Obletele e un pește de suprafață. Cum văd, nu le place doi vierni. O să încerc cu unul. Da. Așa este. Numele 2 de o să scot unul. Pește prea mici. Să punem altul. Să încerc așa. Să vedem. Am pus unul pe tijă. Okay, imediat o să înceapă, că o să mai momesc câte un pic, câte un pic, până e întărât, până e adun aici și o să fie, zic eu, bine. La început e puțin mai greu până găsesc adâncimea în care stau. Acum pleacă și am luat ceva. Ia să vedem ce-o fi. O buriană cu plăticuță. Plăticuță micuță. Am băgat un vierme, am băgat o râmă, poate intră ce pleacă acum, să vedem ce-o fi. Înțeles că tot o plătică. Asta e distracția aici la plută. O să încerc să dau după sabiță,
trebuie să mă uit să-mi iau niște viermișori, că n-am adus de la mașină. Din când în când mai dăm o mână de nadă, să nu uităm să întreținem, pentru că vor pleca altfel. Vedeți cum dai nadă, cum deja este pe ea. Atât, sunt asta. Atât bine. Deci au venit foarte multă lume. Uite, și ce în partea asta. Și în partea asta. Și tot mai vine lume. Altul mai gras nu este. Se ridică ceața, iasă soarele, nebunie, fierbe apa acolo la pluta mea, dar nu dau cu vierme ca să intre obletele. Văd că ridică, pleacă și-a plecat. Ia să vedem cine e aici. Bineînțeles că e tot o plătică. Îi place la plătici râma. Mai prindem câteva și după aceea vom trece, cred că, pe barila. Să vedem dacă avem trăsături sau poate... Încercăm și la viermi, dar la viermi mai mulți, la 2-3, ca să nu se bage obletele. Punem ceva. Punem o barilă din asta. Poate avem șanse să intre altceva. Să vedem ce intră la barila aia. Ce putea să intre decât o plătică puțin mai mare. Deci, tot acolo suntem. L-am înaintat, am făcut o selecție. Aici încercăm o dată. Ce-mi place pescuitul la plută, e pescuitul copilăriei, asta am început foarte mulți dintre noi. Păcat că deja în ultima perioadă nu prea am mai ieșit la plută și de-aia m-am și oprit acum. Stau câteva ore aici. Am băgat acum pe bățul acesta 3 viermi. Să vedem, poate prin...
sabițe. La sabițe este greu până găsești adâncimea la care mănâncă. După aia prins cam frecvent că ei sunt banc. Uităm să întreținem. Exact cum am zis, am prins o saliță. Ia uite-l, ce frumoase. Mi-a luat firul. Ce să-i mai dai drumul ăsta, că a înghițit-o? Trebuie de curjurul. Vedeți că dați în față, domnul. Și-mi luați pluta. Cam așa este sabița. Cred că trebuie să fie pus juvenicul. Da, vedem imediat. Mai punem în vierme. După aia începem iară. Vedeți exact cum v-am zis, e greu până găsim adâncimea, acum stă exact la un metru. Am dat și deja, incredibil, am prins la trei vieri un oblete. Asta a fost chiar flământ, ia uitați. Nebunie! Mai păcăm o pânzier. Sabița a dispărut, nu mai prinde nimeni, deci ea vine și pleacă, tot timpul umblă. No, cât e de mică un bițic cârligul. Hai, măi, nu te omoră singur. Ia uite cum vine. Ia
sabiță, latiță, oblete mare de tânăre. Uite, altă nebunie, plăticuță. La mine pe scaun stau viermi, deloc să stau ea. Mai băgăm unul alb și punem și unul roșu. Pleacă sabița. Gata. Sabița care nu e sabița. După ce noroc. Trebuie să schimbăm viermii să prindem sabiță, că sunt sparți. Punem și pe tijă. Nu au o formă anume să bași viermi. Asta e. Ia. Uite, asta e mai grăsă. Mai grăsă. S-a spart. Opa, avem ceva mai mare. Nu știu, cred că l-am prins de altceva. Da, l-am ajutat. Deja avem un caz de branconaj. Să vedem ce pește e. E un pește interesant. E un chitofag, domnule. Deci vă dați seama. Un chitofag. Ia uite. Lăsăm să crească, că asta se face mare. Uite-te. Opa!
Asta e moronaș. Hai, dăm un pic. Momentul când se vor strânge aia mici, o să vină și cei mari pe lângă. Poate păcălesc pe vreunul mai mărișor. De acum deja o și plecat cu pluta asta. Am prins ceva de la îndepărtare. E o sabiță mai mică. Are o gură foarte mare. Mai prindem vreo 2-3 sabițe și gata, plecăm acasă. Cam în drum lung și, cum v-am zis, m-am oprit doar ca să fac nebunia asta. Cred că avem acum o trăsătură de sabiță. Ia uite acum, plecat și l-am luat. L-am scăpat. Asta a fost frunzuliță. Mai încercăm, mai punem în viermă. Sau mai mulți. Haideți să punem 5. Să vedem ce se întâmplă. Deci ce s-au adunat obleții acolo, imediat se activează, mai ales acum că s-au obișnuit. Acum uitați, am prins un avat. Ia uite-l. L-am înghițit, Avem unul imediat, acum pleacă și acum. Nu
fierme, că nu arată bine ca design. Atât. Și îi dăm. Frumusețe de pescuit astăzi. Ia uite ce frumos. Înlocuim viermii care sunt sparți, obligatoriu, că altfel nu o să tragă. Și îi dăm. Așa. Și scoatem pe celălalt. Cred că avem acum o trăsătură de sabiță. Ia uite acum, a plecat și l-am luat. Sabiță. Deci că-i scrumbie. Mi-a rupt cârligul. Oh, gata, ăsta este ultimul. Din păcate, am aruncat și cârligul. Bun, asta a fost partida, cu asta încheiem. Mulțumesc de vizionare. Ne vedem data viitoare cu o nouă partidă. Și nu uitați că cea mai bună nadă este informația. Să ne vedem sănătoși!